anul acesta, voi ați fost cei mai buni. Motiv pentru care am venit să citesc o poveste. Organizatorii ne-au pregătit o poveste de Emil Gârleanu, povestioară așa, despre animale, pentru că majoritatea povestirilor lui Emil Gârleanu sunt legate de natură și de animale. Și o să învățați anii următori foarte, foarte multe chestii despre poetul nostru Emil Gârleanu, un poet născut la... Știți ce nu s-a născut? Suntem încă prea mici. Mici. S-a născut la Iași. Ca majoritatea scriitorilor de marcă ai românilor. Dintr-o anumită perioadă. Da, dintr-o anumită perioadă. Deci, povestirea Puișorii se numește. Cichitom. Despre ce puișor e vorba? Despre Prântunică. Așa e. Da. Ce trebuie să faceți voi acum când citesc eu? Să facem materie. Să faceți bine. Sub lumina trandafiria unui vânt de soare, pământul pare adâncit într-o odihnă neclintită. Frunzele ațipesc, pregătindu-se pentru tihnicul somn al nopții. În depărtări, miriștile scânteiază singuratice, ca niște trăsături de fir. Iazul îți așterne fața umedă, sorbind pe parcă în adânc lumina sfințitului. Din jos, din voi, răsună talanca, iar pe deal, în vii, doinește fluier. În aer, un popor întreg de rândunele se pregătește de plecare. S-au adunat rând pe rând de prin părțile acestea și de bucurie, în zbor nebun, străbat văzducul ca niște săgeți. Atrase de întinsul scriitor al iazului, ele se lasă deasupra lui ca o perdea, apoi răzlețindu-se în cheibirea scuțite, ele se avântă cu toatele spre pădurea de sărăcină. Ascunzându-se, rătăcesc prin frunzișul răporos, apoi o iau de-a lungul miriștilor și iarăși se întorc în bătaia lina aripilor. De după deal, vine în zbor rotat un puliu. Pasărea de pradă pare că nu ia în seamă mulțimea păsărilor călătoare. Ele zăresc, un strigăt de îmbărbătare și stolul drept năvălește la luptă. Puliul ocolește iscusit prin aer și piere cu repeziciunea fulgerului dincolo de deal. A scăpat. Rândunelele vesele de această fugă putesc sus, văzând că lor mai vedea. Zarea rămâne însă limpede și dânsele se întorc obosite, că se înșiră pe vârful celelor de poare. Pe prispa casei, copilașul mai în cămășuță, cu capul gol, urmărește de mult jocul stolului de păsări, printre care se află și cei trei pui ai lui, din cuibul de humă de sub streașină. Îi căpătoase doar de la mămuca lui. De câte ori era neastâmpărat, mămuca îi zicea: fii cu minte dacă vrei să-ți dau pui când vor crește mari. Și el a fost cu minte. Pui au crescut mari, dar în urmă au zburat. El îi văzuse cum au ieșit zilele trecute de s-au jucat prin aer, dar parcă niciodată nu zburaseră mai mult ca astăzi. Și-și cunoaște destul de bine pui. Sunt cei de la mijlocul șurii din dreapta. Trei. Unul lângă altul. Sau cei de lângă aceștia. Dacă nu vor fi cei de la capăt. Toți parcă seamănă unii cu alții și s-a așa de sus, așa de sus. Păsările s-au odihnit puțin, apoi și-au șoptit nu știu de ce, au spus un strigăt vesel și s-au ridicat deodată cu toate. Câteva dintre ele s-au despărțit o clipă din stol, au atins ușor streașina casei, apoi s-au pierdut iarăși în mulțimea celorlalte. Puișorii copilașului își l-au rămas bun de la el și de la cuibul lor de cum. Stolul mai ocoli de vreo două ori iazul, apoi se înălță și porni încet să lunece spre asfințit. Copilașul, dilung stolul care se pierdea, ca o fluturare în adânc, apoi duse mânușițele loc și încep să plângă. Maică-sa aruncă furca și venim fugă la el și îl luăm brațe. În cuvinte dezmântătoare, dezmiertătoare, îl întrebă ce are. Copilul nici nu putu vorbi de alta năvală de lacrimi. Întinde mâna apoi spre cer, îi arătă stolul care lunecă în zbor necrumat și de-abia îi poate șopti. Puișorii! Mama strânge la sân și îl sărută cu drag. Nu plânge puiul mamei, au să se întoarcă înapoi, la primul rând. Copilașul se liniștește, punând mânușița deasupra ochilor, ca mămucă sa, privesc înapoi stolul, spre zarea îndepărtată a cerului. Și lumina slabă a duiosului asfințit de toamnă, le neacă ochii înnourați, acum la amândoi. Este o povestire scurtă, ca toate povestirile de Emil Gârleanu. Ce ați înțeles din această poveste?
Atunci.